Hei, ce faceți? Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu știu, mă numesc Rebecca Mădălina și am împlinit frumoasa vârstă de 30 de ani. Astăzi vreau să vă arăt ce am primit eu cadou, dar știu, am primit și foarte mult hate și foarte multe urări, dar eu nu am să le bag în seamă, ci pur și simplu am să vă spun vouă, celor care mi-ați urat de bine, vă mulțumesc din suflet, tot ce mi-ați urat mie, să vă dea Dumnezeu și vouă înzecit și să trecem la treabă. Nu am prea multe cadouri, am primit de la iubitul meu, de la fratele meu Bobby, de la nepoții mei, deși de la Bobby nu trebuia să mai primesc pentru că ne-a pus în toată casa lustrele și nu ne-a dat niciun ban. Ca să pui câteva lustre aici costă o grămadă de bani, dar uite câte ne-a pus el nouă. Așa că eu le-am zis să nu mai îmi ia cadou, dar nu au vrut, așa că mi-au făcut un cadou personalizat. Așa că am să-i dau întâietate și am să vă arăt prima oară ce am primit de la Bobby, de la nepoții mei și de la cumnata mea. Nu știu dacă observați, dar aici este personalizat. Scrie pe el Happy Birthday tu și Rebecca. Cred că mai bine se vede așa, uite. Happy Birthday. Ba nu, se vede și aici, uite. Vedeți ce frumos l-a făcut? Happy Birthday tu și Rebecca. Foarte frumos. Hai să vedem noi ce se află aici. Nu le-am desfăcut. V-am spus că vreau să le păstrez așa cum le primesc, pentru că vreau ca să vă arăt și vouă. Uite, vedeți cât de frumos? Happy birthday tu și Rebecca. Mulțumesc. Și hai să vedem ce avem noi aici. Oh, da. Nu pot decât să vă spun că este pink. Este pink. Nu știu de ce mă mai complic eu și nu lucruri de asta odată. Că oricum... Wow! Că oricum... Nu le voi mai păstra ambalajele. Hai să vedem noi ce este aici. Wow, cât de frumos se vede. Hai că o să pun aici. Ca să nu mă chinui. Vai! Cam așa arată un set de parfum cu cremă și gel de duș. Un set de la Versace. Foarte frumos. Mulțumesc, dar nu trebuia să vă mai deranjați. Ador. Mulțumesc din suflet. Să trecem mai departe. Asta nu o să mai țin pentru că nu mai întreb. Să trecem mai departe. Iar aici, oh da, oh da, wow, dar ce e aici? Interesant. Cred că sunt, nu pot să cred, sunt pensoane. Uitați cât de frumos sunt băgate așa aici, ia uitați. Să nu se pună praful. De la NIR. Superbe! Nu prea mă machiez. Dar gestul contează, așa că mulțumesc! Superbisim! Să mergem mai departe. Aici avem ceva de la vecina de lângă mine. De lângă casă. Are o fetiță superbă. Și a venit ieri. Noi am ținut-o în petrecere de vineri până duminică. Eu am desfăcut-o să o citesc pentru că a insistat atunci când a venit. Este o felicitare cu Happy Birthday. Iar aici scrie așa. To Rebecca, wishing you an amazing year. Happy Birthday, God bless you. From Mrs. and Mr. and Anya. Foarte frumos. Gestul contează și de la cea mică, cred că aici este o cutie de bomboane. A vrut să-mi facă și ea mie. Să le mai desfac? Hai să le desfac. Să vedeți cum arată. A vrut să-mi facă și ea mie o surpriză, mă. Când am văzut la ușă la mine cu ele, am rămas așa. E, dar nu sunt orice bomboane, ce credeți voi? Ia uitați. În formă de inimă. Foarte frumoase, pe astea o să le mănânc eu. Am să fac deja una în gură. Dacă sunt bune.
Cât de frumos miros. Delicioase! Așa, să mergem mai departe. Acum nu știu ce să desfac. Ce mi-a luat Iubi sau ce mi-am luat eu? Hai să desfac prima oară ce mi-am luat eu. Și ce mi-a luat Iubi, o să vă arăt după. Nu o să fac un vlog prea lung. O să încerc... scăpa și un burețel de aici. O să încerc să fac un vlog scurt. Dar asta nu era de aici, era de deasupra. Un burețel cu... o chestiuță să pot să speli bureței și pensulele. Pensulele cred mai mult decât bureței. Super tare. Iar aici... moment de reculegere. Da. Cât de frumos este făcută această fundă. Hai să vedem. Ce se află aici? Eu știu ce se află aici pentru că eu mi-am cumpărat. Aici cred că sunt alte șireturi. Da, exact ce am zis, cred că sunt de rezervă. Tot de la Dior. Mi-am dorit de foarte mult timp și am zis că va fi un cadou superb la 30 de ani. Aici cred că este o cărțulie de la ei. Da. Mai avem și în pungă. Eu am spus că este ziua mea și mi l-au personalizat. Ia să vedeți ce frumos mi-au scris. Happy birthday! Cât de tare! Foarte frumos! Iar acum haide să desfacem... să desfacem frumusețile astea, Doamne Dumnezeule. Să le desfacem, să vedem aici ce se află. Cred că și voi sunteți curioși, nu? Eu știu ce se află, pentru că, v-am zis, mi-am dorit de foarte mult timp acești Adidas. Superbisim! Ce ziceți? Vă plac? Să-mi lăsați un comentariu dacă vă plac sau nu. Eu ador tenis și Adidas și mai ales cei cu talpă joasă. Da, dacă vă întrebați dacă sunt original, sunt. Să nu vă mai aud că veți comenta. Sunt superbi. Sunt superbi. Cam așa arată ambele perechi. Nu o să vă spun cât am dat pe ei, pentru că sunt foarte convinsă că mulți dintre voi veți căuta. Mulți dintre voi deja știți cât costă. Nu e ca și cum... este un capăt de lume, fiecare dacă vrea să-și ia, poate să-și pună bani deoparte și să strângă să-și ia. Eu îi fac așa pentru că vreau să fac un videoclip și pe Instagram. Acum să-l desfacem pe al lui Iubi. Pe al lui Iubi! Ce am primit aici de la Iubi? Nu l-am desfăcut, v-am zis că nu-l voi desface decât în momentul în care voi face YouTube. Haideți să vă arăt ce mesaj are. Cel de la iubitul meu are un mesaj. Happy birthday, my love. Da, știu. Și acum veți spune. Ești pe interes. De asta ai stat cu el. De asta te-ai împăcat. Să știți, dragilor, că ne-am împăcat datorită lui Dumnezeu. Și nu din interes, pentru că au fost zile când n-am avut nici noi bani și tot nu ne-am despărțit. Adică am stat acolo. Nu înseamnă că dacă avem sau nu, gata, ne despărțim. Noi ne-am despărțit și ne-am certat din cauza altora. Dar ce să vedeți, acum suntem bine. Și asta este tot ce contează. Hai să desfacem, că vorbă prea multă sărăcia omului, vorba aia. Și ia să vedem noi. Da. Cât de frumos. Wow. Nu vreți să știți. Nu vreți să vedeți cât de frumos este împachetat. Nu aș vrea să rup. Dar nu cred că am ce face. S-a rupt. Anyway. Nu cred! E cureaua pe care eu mi-am dorit-o. Exact! Wow! Nu pot să cred! Aici este certificatul. Vai de mine! Este cureaua aceea pe care eu mi-am dorit-o, cu alb și cu negru. Are două fețe. Nu cred că vreți să vedeți cât este de... superbă realitate!
Doamne, și se potrivește chiar și cu adidașii mei. Efectiv, ador. Stați să vedem dacă și vine. Exact. Nu pot să cred. Mai trebuie să dau o gaură, dar este bună. Este bună și îmi vine. Super. Superbă. Mulțumesc, iubii. Mulțumesc, iubii dubii. Și cam acesta a fost vlogul meu. Nu am decât să spun atât. Mulțumesc mamei mele că m-a creat. De fapt, mulțumesc mamei mele că mi-a dat viață. Lui Dumnezeu că m-a creat și că mă face pe zi ce trece mai înțeleaptă. Și mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine pentru încă o dată. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase și nu vreau decât să vă urez și vouă un an plin cu bucurii, exact cum a început la mine, să fie și la voi.